ușor contabilizat. În alegerile locale din 2011, prin colaborarea cu poliția, am aflat că în Republica Moldova, pe parcursul a 2 luni, au avut loc circa 600 de evenimente publice sub formă de concert, organizați de diferiți concurenți electorali în toată țara. Studiind rapoartele financiare la finele acei campanii electorale, în rapoartele partidelor, zero cheltuieli pentru asemenea evenimente publice. Ce am făcut? Am elaborat un model nou de raport financiar, unul detaliat, unul care la prima vedere pare sofisticat, dar în schimb noi avem linie de raportare pentru orice altă eventuală cheltuială a partidului politic.